faccia quello. Diceva che c'è un preditismo della cardio. Il mio medicamento, la risultata di grossime. Diceva un supplemento mai speciale quello. Ma che speciale, sei rosa. Con le buie, caffè, che ne hai fatto tu. Sciamia. Un fatto di gelina con glutamina si becce mentre il cardio. Sono facile. Fuck. Un tipo allenamento. Buon aiuto su un'app. Caro sapo. Beccia con glutamina. Un sapone di mare di cupo. Sì, ho cupo di arginina. Tu ti preoccupi di agite. Si termina? Ma è este. Ah, è basta peste, no? Da. Prima fondo la cardio si può fare allenamento. Buona, termina cele 30 minuti di cardio. Merg a casa și îmi pregătesc pre-workout-ul și intra-workout-ul. Stați aproape să vedeți ceea ce folosesc înainte și după, înainte și în timpul antrenamentului. Bineînțeles, o arăt și după antrenament. Dar mulți cu siguranță au văzut la story-uri ceea ce folosesc după antrenament. Stai aproape. Ai ajuns de la cardio, nu? Da. Prin să mergem la sală, să facem master fesier femoral aductor. Da, aștept. Și să încep înainte de antrenament, să iau o capsulă de lipoșoasă și o să mai iau 3 capsule de 3 tablete de calciu, magneziu, zinc. În perioada să mă simt super slăbit, mai sunt 8 sau 7 zile până la Cupa României, ceva de genul. Și o să mai iau 2 cupe de Levropam. Care astea 2 cupe au cafeină. Nu cred eu n-au chestiile astea, nu știu zice. 200 mg plus lipobărnul care are îți dau energie, iubi. Da, două capsule, nu, 3 capsule are cafeină, 200, nu știu, undeva la 60 mg. Așa, și arginina, bineînțeles. Asta e favorita mea. Bun, deci astea. Înainte de antrenament și în timpul antrenamentului mai dau o cupă de arginină. Aici am o lumină stoarsă. Și 10 grame de BCA cu glutamină. Pun aproximativ la ochi. 10 grame. Că eu nu stau să cântez toate chestiile astea. Să pare prostie. Așa. Și am mai făcut încă o cafea. Am atât. Și dăm bătaie la antrenament. Bine, am ajuns. Văd. Abia știu să mă trimis. Real. Ce glumă bună. Câtă energie am în mine. Eu îți dau energie. Uite că avem și loc de parcare. Perfect. Așa mă disper mai într-o tinețele astea.
v-a greutate, iubirea mea. Iubi, nu mai poți? Da. Nu mai poți? Da, nu mai poți. Nu pot să țin. Ce? Nu pot să țin. Hai, măgărușule! Am ajuns acasă. Ce faci acolo? Ce-ți pregătesc ție? Masa e mie, mulțumesc. Mulțumesc. Și ai 60 de grame de fulgi de porumb. 60? 60. Mm. Căpșună, banană, cupă de proteină, pe care îmi pregătesc mie masa. 60 de grame de fulgi de ovăz, 8 albușuri și 2 gălbenușuri. Și o să mai fac și o salată lângă. Și o să revenim cu rezultatul final. Cam asta este masa de după antrenament și micul dejun. Aici eu am vitarul 70 de grame, o cupă de proteină, 10 grame de aminoacizi, 4 rondele de orez. Aici Iubi are o cupă de proteină, după cum vedeți, ne facem proteina cremă, 10 grame de aminoacizi și 3 rondele de orez. Mai pui una, te rog. Nu. Și următoarea masă, după ce mâncăm post-workout-ul, Iubi aici are 60 de grame de fulgi de porumb, banane, o cupă de proteină și căpșuni. Wow, ce bine arată! Abia aștept! Și eu aici am legume, brocoli, morcovi, sparanghel, ceapă verde și asta este plăcinta din albușuri de ou, 2 gălbenușuri, 8 albușuri și am mai adăugat ceva condimente în eu. Ceva super bun! Bun! Revenim cu următoarele mese pe ziua de azi. Ce bea acolo, baby? Ce bei? Cafeaua de seară. La ora asta, nu? Da, la treia pe soare. Bun, am ajuns și acasă. Pregătire mea. Da, unde ai fost? Mi-a fost la plimbare la Dej. Pregătire mesele. Ultimele mese pe ziua de azi. Mai avem încă 3 mese și este ora 9.40. Bun. În general, următoarele 3 mese vor fi aproximativ identice. Legume, piept de pui, să mâncăm și cu rondele de orez, ca și carbohidrați. Așa, și nu vă sperați toată cantitatea de mâncare pe care avem aici, pentru că sunt puține calorii, volum mare de mâncare, calorii puține. Și de mâine începe chinul pentru mine, 3 zile de descărcare până la concurs, după care se începe încărcarea, antrenamentele vor fi mai mult de pompare, pentru că multă energie n-o să am. Și cam atâta pentru video de azi. Sper să mai fac încă un video sau dau până la concurs, unul va fi cu siguranță de la concurs, cu rezultatul și ce mănânc după. Atâta, ne vedem în următorul video sau vlog, cum vreți să-i ziceți. Seară faină!